S-au rupt în norii astăzi în localitatea Dubova. Comunele de pe Clisura Dunării au fost lovite de o furtună puternică cu precipitații abundente. A plouat cu găleata, astfel în scurt timp s-au acumulat peste 50 de litri pe metru pătrat. Vremea a lăsat prăpăd în urma ei. Cantități uriașe de apă s-au adunat în aproximativ două ore în comunele Dubova și Jvinița, iar cetățenii au fost avertizați prin mesajele ro Alert. S-au rupt norii în, în localitatea Dubova, comunele de pe clisura Dunării, au fost lovite de o furtună puternică cu precipitații abundente. A plouat cu găleata, astfel în scurt timp s-au acumulat peste 50 de litri pe metru pătrat. Vremea a lăsat prăpăd în urma ei pentru mehedințul meu Denis Bordeașu. Din nou se dovedește faptul că nu ne putem pune cu natura. Drept dovadă pe partea carosabilă au căzut cantități impresionante de pietre. Poliția de frontieră a supravegheat această zonă timp de câteva ore pentru a veghea asupra siguranței trecătorilor. Chiar dacă ne aflăm aproape de jumătatea lunii iunie, vremea este la fel de capricioasă ca în lunile de toamnă, ploile sunt aproape zilnice, iar temperaturile sunt oscilante, de asemenea, Grindina și avertizările de inundații vizează o mare parte a județului Mehedinți.